82, pe vremea aceea eu trăiam la Londra. Am simțit că eu trebuie să fac ceva. Și atunci s-a deschis această posibilitate ca să plec în Noua Zeelandă. Inițial era, am primit o invitație pentru 9 luni. După ce am ajuns 2 luni acolo, la universitate, mi-au întrebat, vreți să mai stați? Sau vreți să plecați înapoi? Și, într-un fel, eu am avut așa o primire nemaipomenită și am început să cânt și am fost apreciat și așa mai departe. Și în momentul respectiv am spus, da, stau. Această clădire în spatele meu este locul unde am debutat, este sediul Filarmonicii de Stat Banatul, la vârsta de 14 ani. Vineri am un program, concertul numărul 3 de Beethoven, pe care l-am cântat la debutul meu și acum cânt același concert. Deosebită plăcere să fiu din nou aici. De altfel este a treia oară când sunt invitatul Filarmonicii din Timișoara. Nu vreau să fiu prea sentimental, dar pot să vă spun că de fiecare dată când sunt aici nu pot să fiu rece și sunt foarte emoționant când știu că viu într-adevăr la rădăcini, cum se spune, la izvor. Dacă eu sunt ce sunt astăzi, îi datorez foarte mult părinților mei, care au avut întotdeauna muzică în familie. Ne-am educat și ne-am dezvoltat ca oameni sensibili la muzică și la arte și așa mai departe. În 1954 am venit la Timișoara
dintr-un sat de lângă Arad, Gheoroc, neavând posibilitatea de a face studii muzicale, părinții mei au decis să mă trimită aici. Am avut norocul să fiu elev acestei școli de muzică, care era o școală, un liceu muzical din Timișoara. Timp de 9 ani am studiat aici în această școală cu stimata și regretata doamna Ela Filip. Că eram nedisciplinat, nu știam ce înseamnă să studiezi, de ce să studiezi și cum să studiezi. Și toate lucrurile astea le-am învățat de la dânsă. Dar m-am învățat o disciplină, o educație muzicală de la dânsă. Și în același timp am avut încă alte norocuri. Vârsta de 11 ani, am făcut un mic trio cu Eva Sechei și cu Laufer Wolfgang, care amândoi acum sunt artiști și predau la universități americane. Și în anul 94, mi se pare, am reușit să refacem acest trio pe care l-am denumit Tămășvari Trio. Și am făcut 3 concerte în America la ocazia a 40 de ani de la întâlnirea noastră. Nu vă spun că a fost foarte emoționant și sală arhiplină. Americanii au venit și ne-au sărbătorit și au fost timișoreni care au venit la concertul de la Wisconsin University, care și-au adus aminte de noi când eram noi puști. Și cu trio ăsta, pe vremea aceea am fost la festivalul republicane, am câștigat toate premurile, am fost și la televiziune și a fost fantastic să ne putem să ne revedem și să cântăm din nou după 40 de ani. Am cunoscut o familie care stăteau acolo, chiar acolo la etajul 3, la colțul acestei clădiri, domnul și doamna Brauch, care erau muzicieni amatori. Și în casa lor aveau 2 piane Blüthner, minunate. Și casa lor era deschisă tuturor artiștilor care au cântat aici în România. În acea cameră de acolo am fost primit ca și cum aș fi fost copilul lor. Acolo au fost domnul Comisiona, Sergiu Comisiona, Mândru Caț, Monique de la Brușlării, Casals, Pablo Casals, artiști celebri. Acolo am petrecut în fiecare zi minimum 4 ore. Și având această atmosferă și având acești artiști în fața mea acolo, m-a inspirat deosebit. Suntem în Piața Operei, unde într-adevăr e un moment foarte emoționant pentru mine, deoarece exact 50 de ani am cântat prima dată în această minunată sală, în prezența tatălui meu, care a fost prima dată și ultima dată în viața lui când m-a auzit pe scenă. Am cântat 2 lucrări mai mici, era un concert tot așa de Crăciun, unde școala de muzică a prezentat elevii. Și tot aici în operă, în această sală, pe vremea studenției mele, am făcut multe seri, am ascultat tot repertoriul operei și am mai făcut și figurație. Și asta a fost deosebit de important pentru dezvoltarea mea ca muzician,
fiind instrumentist și având și contactul cu muzica lirică, cu opera, la sediul filarmonicii, acolo n-am pierdut nici un concert, nici o repetiție. Și pe vremea mea erau și acele numite concerte educative care au fost foarte bune, foarte importante. Numai când am fost bolnav, n-am putut să iau, într-adevăr, să particip la aceste ocazii. Știți, pe vremea noastră nu erau nici televiziune, nici computer, toate lucrurile astea nu existau, toate distracțiile astea. Și ce am făcut? Am făcut muzică de dimineață până seară. Și am ajuns la așa o situație la care profesoara Ella Philip a trebuit să mă forțeze să mă opresc să nu mai cânt la pian, fiindcă riscam să mă îmbolnăvesc. Eu am amintiri excepționale, minunate din acest timp la conservator. În primul rând, eu, venind de la țară, am avut ocazia să iau, într-adevăr, contactul cu muzica serioasă. Dascăl, primul care îmi vine în minte este domnul Cuteanu, Eugen Cuteanu. Cu domnul Ijac am cântat concertul de Mozart, aici cu orchestra școlii, tot așa la vârsta de 13 ani. El a fost dirijor, era destul de în vârstă și cum eu n-am avut nicio experiență ca să cânt cu orchestră și cu un dirijor, nu pot să uit că am încercat, adică el a început să dirigeze și era așa de emoționat, așa de emoționat el, că mergea așa cu mâna. Și văzând că el tremură, asta mi s-a transmis. Și poate este prima dată când am simțit ce înseamnă emoție. Am câștigat concursul național se chema Tineri Soliști. Deci eram încă la Timișoara ca elev și în acea ocazie Florica Modicescu a fost în juriu. Și în anul următor eu am dat admitere la conservator și cred că am fost singurul pe care ea m-a ales. Și la București, bineînțeles, Florica Modicescu m-a învățat cum trebuie să citești o partitură. Ce este important acolo? În afară de asta, mi-a consolidat tehnica. Având toate aceste elemente în dezvoltarea mea, ca bază, atunci am plecat în lume. Și am ajuns ce am ajuns. Maestru Boboc, pe care l-am iubit foarte mult și care m-a ajutat foarte mult să ajung la București, fiindcă după ce am terminat conservatorul, am fost aici repartizat la Timișoara și dânsul mi-a spus, era director la opera. A spus, domnule, aici nu am nevoie de veșmaș aici, el trebuie să fie la București. Și atunci mi-a dat libertate de aici, de la Timișoara, și atunci m-am dus, fiindcă eram ca și corepetitor. Și mi-a zis, sincer, tu nu ești așa pentru așa ceva. Tu trebuie să faci carieră de solist și așa mai departe.
profesoara mea Ela Filip, de aici, de Timișoara, pe vremea studenției dânsei, a studiat cu Alfred Cortot și cu Yvonne Lefebvre la Paris. Și într-o bună zi a apărut în Le Monde, aici, un ziar pe care l-au putut să-l procureze, un anunț că există un curs de interpretare a lui Yvonne Lefebvre la Saint-Germain-en-Laye, unde asta este locul de naștere al lui Debussy. Și deci s-a creat acest curs de interpretare cu ocazia aniversării de 50 de ani de la moartea lui Debussy, în 68. Și doamna Filip a scris o scrisoare doamnei Lefebvre că am un elev talentat și care trebuie să studieze cu dumneavoastră. Așa. Am terminat conservatorul și am avut noroc că am reușit să am o bursă acolo. După aceea m-am întors, am luat premiul Debussy acolo la concurs, da? În 68 m-am întors, după care am așteptat 9 luni de zile ca să am o bursă de studii franțuzești cu care am plecat în 69. Fără să muncești și fără să faci eforturi, cu toate ușile deschise și lumea deschisă, nu faci nimic. Eu am avut sănătate și am avut determinare și am avut suficient motivare ca să lucrez și, într-adevăr, am lucrat, poate că nu exagerat dacă spun că i-am lucrat 6 până la 8 ore pe zi. A fost foarte greu, dar am învățat enorm și ca să înveți și să te dezvolți, merită orice. Orice efort și orice sacrificiu. În 83, de altfel a fost în 82, pe vremea aceea eu trăiam la Londra. Și am avut o carieră destul de frumoasă, am cântat cu toate orchestrele englezești și concerte de prestigiu și așa mai departe. Și eu, într-un fel, am simțit că Europa este saturată de muzicieni. În afară de asta, era atmosfera asta și tensiunea de război între cele două superpower, de ruși și de americani, și am simțit că eu trebuie să fac ceva. Și atunci s-a deschis această posibilitate ca să plec în Noua Zeelandă. Inițial am primit o invitație pentru 9 luni. După ce am ajuns 2 luni acolo, la universitate, mi-au întrebat, vreți să mai stați? Sau vreți să plecați înapoi? Și, într-un fel, eu am avut așa o primire nemaipomenită și am început să cânt și am fost apreciat și așa mai departe. Și în momentul respectiv am spus, da, stau. Cât vreți să stați? Păi cât mă oferiți? 3 ani. Și mi-au prelungit contractul din 3 ani până în anul 2000, când universitatea a decis să îmi dea un contract permanent. Deci asta înseamnă destinul. Deci am rămas acolo și sunt în continuare acolo. Acum sunt profesor la universitate. Am elevi din toată lumea. Asta e adevărat, e capătul lumii. Nu poți să mergi mai departe, fiindcă dacă mergi mai departe, te întorci, te apropii. E o lume nouă, foarte multe posibilități, dar când spun foarte multe posibilități, nu-i chiar așa ușor, fiindcă totuși e o țară cu un număr de locuitori mic, 4 milioane de locuitori, dar sunt 8 universități și sunt orchestre într-adevăr de nivel mondial. Și o viață muzicală foarte intensă.
Eu vă văd în magazin. Nu pot să spun că am un compozitor preferat, dar desigur că am câțiva compozitori preferați. După părerea mea, Bach este, ca și cum am spune, Dumnezeu. În stânga lui ar fi Mozart, în dreapta lui ar fi Schubert. Și asta formează un triumvirat. După asta, bineînțeles, este Chopin, Schumann, Brahms și nu pot nu amintesc muzica lui Debussy și Ravel, care sunt așa de dragi. Relația cu compozitorul se face prin sunete. Adică când ai o pagină scrisă, e ca un tablou. Când te uiți la un tablou, înțelegi, vezi, dar o pagină scrisă de muzică nu înseamnă nimic până în momentul în care este cântat. Trebuie să sune. În acest sens, prin sunet se stabilește relația cu muzica compozitorului. Aici intervine într-adevăr personalitatea individului. Cred că este foarte important ca fiecare muzician să înțeleagă codurile care sunt scrise pe pagina respectivă, dar este imposibil să spui sau să pretinzi că te țin strict la aceste coduri, să spun așa, nu? Fără să intervină personalitatea unui muzician. Dacă se exclude acest lucru, muzica devine mecanică, e ca cântată la o mașină sau reprodusă de un ordinator și așa mai departe. Deci, chiar dacă nu vrei să interpretezi, și atunci interpretezi. Este imposibil să nu interpretezi. Bach n-a scris nimic în muzica lui, deci pe pagină, decât notele. A lăsat liber toate intențiile de interpretare, de tempo, de caracter, de nuanțe, accente și așa mai departe. Mai târziu, Bach, când a văzut că sunt totuși necesare să indici anumite coduri în privința ornamentelor, el le-a pus acolo, fiindcă înainte el lăsa și ornamentele complet la libertatea interpretului. Iar Enescu, în opoziție cu asta, sunt trei compozitori, Enescu, Bartok și Ravel, care și-au luat tot efortul ca să marcheze și să indice cele mai amănunte intenții de interpretare în partitură. Am ținut să viu aici, în această piață a Unirii, din mai multe puncte de vedere. În primul rând, să arăt soției mele acest loc absolut superb din punct de vedere al armoniei de arhitectură. Fiindcă, după cum știți, e o mare legătură între arte și printre altele este muzica și arhitectura. Și cum spunea Stravinsky, arhitectura este muzica petrifiată. Da. Și într-adevăr este o frumusețe. Și dacă ești aici și nu știi unde ești, poți să spui că ești în Salzburg sau poți să spui că ești în Viena, fiindcă sunt absolut identice locuri pe unde a umblat Mozart sau pe unde a umblat Beethoven, tot cu acest echilibru și cu această armonie
superbă de arhitectură. Mi s-a părut că parcă anii nu au trecut, parcă era ieri, dar mi s-a părut că era una din cele mai bune versiuni pe care le-am făcut în acești ani. Din punct de vedere al ansamblului, din punct de vedere al caracterului și al muzicii întregi. Orchestra a cântat minunat. Am fost foarte degajat și, într-adevăr, cred că este una din cele mai bune versiuni pe care le-am făcut până la ora actuală. Și nu pot să vă spun emoția cu care am salutat publicul, din care, bineînțeles, când sunt foarte mulți foști colegi, profesori, și am aici o mamă care acuși împlinește 95 de ani. Și asta e o deosebită emoție pentru mine, ca să pot să fiu în prezența dânsei aici.